Primul tramvai a început să circule pe străzile Chișinăului în anul 1889. Acesta era tras de cai și a fost construit de belgeni. Unitatea de transport trecea pe principala strada orașului, astăzi Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și pe alte artere. În acest perimetru a fost construită o linie de cale ferată ce se întindea pe o distanță de 6 km. Șinele erau confecționate la uzinele din Bransk, iar 7 vagoane de tip deschis au fost aduse de la Varșovia și tot atâtea însă de tip închis au fost aduse din Odessa. Mai târziu, în 1913, au ajuns la noi 35 de tramvaie electrice. Tot atunci a fost instalată o linie nouă de tramvai din strada Pușkin până în zona calea ieșilor. Hei, tramvai, cu etașii tras de cai. Hei, joven, ce umblai la Montjardin. Tramvaiul care amintește de existența lui în vremurile noastre se află aici, la Muzeul Gloriei Muncii. Capacitatea unității de transport este de 16 locuri, deși nu are nici ușă și nici geamuri, pe timp de vară sau iarnă, tramvaiul își vedea de drum. Kira Maximova a fost taxatoare în tramvaiele din Chișinău. Femeia își aduce aminte cu nostalgie de acele timpuri. Bile mnogo pasajirov, transporte male bile, deci bile u nas... Так сказать, вначале 3 маршрута, а потом 5 маршрутов. Ехали в основном с деревней и везли большие корзины с яйцами и так далее. Загромождали. Людям было трудно проходить. Двери приходилось закрывать самим, потому что не были они... în electricitate. Să conduci un tramvai aveai nevoie de o pregătire specială, mai spune Kira Maximova. Tramvai он имеет очень большой тормозной путь. Чтобы его остановить, значит, надо было большое расстояние проехать, 18 метров. Трамвай был шумный, и поэтому решили трамвай снять, чтобы он не очень шумел. И в 1961 году трамвай сняли. Încă de pe atunci, pasagerii achitau o taxă. O călătorie cu tramvaiul costa de la 3 la 5 copeici. Сюда бросали любые деньги, бумажные, монеты. Здесь рулон с билетами был, вот так крутили, рвали, кто сколько хочет. Впоследствии наша молодежь поехала учиться в другие города. И когда они приехали оттуда уже образованные, окружат кассу, как нарвут билетов, а денег не бросят. И мы заметили, что у нас пропали деньги. Тогда мы отменили эти кассы и перешли вот на эти. Вот такие. Здесь уже бросил монетку, так сделал, и вылетит один билетик. Astăzi nu ne-am putea imagina o linie de tramvai în centrul capitalei. Totuși, municipalitatea vrea să readucă pe străzile Chișinăului tramvaie, dar cu o viteză sporită. Însă nu se știe deocamdată când se va întâmpla acest lucru. Este cert faptul că până atunci călătorim cu troleibuzul, autobuzul sau microbuzul. Totuși, ritmul cadențat al roților tramvaiului de altădată și amintirile de atunci au revenit în aceste zile pe scena Teatrului Cinta Latină în piesa Ultimul Tramvai. Pentru mine e o nostalgie că eu am apucat Ultimul Tramvai în anii 60. Era o altfel de viață orășănească, chiar să zic eu așa, mondenă, aristocratică. S-auzea clopoțelul tramvaiului. Țăcănitul roților de tramvai. Adică prin asta noi am pierdut ceva foarte, foarte cult. Prea multe mașini au apărut. Trolebusele fac ravage prin Chișinău. Cred că nici la un șofer nu le place trolebuse, maxi taxi și așa mai departe. Tramvaiurile sunt binevenite înapoi în Chișinău. Ultimul tramvai, montat pe scena Teatrului Cinta Latină, face parte din suita evenimentelor dedicate hramului orașului Chișinău. Capitala, în acest an, împlinește 576 de ani.